Mă numesc Lidia Guzun, sunt născută în 1966, sunt căsătorită din 84 cu Vasile Guzun, care este băștinaș a satului Drăsticeni. Noi, știți că în anii 90 au început să deterioreze toate lucrurile, toate case de culturi, toate edificiile, așa cum era și cum se vedea ce se petrecea în țară. Soțul meu era unul din patrioți al țării, fiind activând în 1984 în organele Ministerului Afacerilor Interne, adică pe dânsul durea ceea ce vedea la moment, adică că se distruge localul care, practic, el și-o petrecut tinerețea. Și a avut o idee, adică să-l renoveze, să-l iei în arenă, să-l facă ca tineretul din satele din prejur și chiar și cei din Chișinău să aibă unde să odihnească, să treacă timpul liber. Așa. Și astfel i-a venit ideea, adică ne-am dus, am făcut un contract de arendă la început cu primăria satului Drăsnicel, pentru că atunci era comun și la casa de cultură era satul Mândec Drăsniceni. Atunci a fost așa un involt patriotic, un exemplu e foarte greu. E normal că a fost greu începutul, pentru că era într-o stare foarte rău, fără să... Ca și toate după incendiu, după fără geamuri, fără ca și toate casele. Avariate. Avariate, da. Am luat-o noi în 98, în octombrie. 1998, în octombrie. Și atât de atunci activăm. Încet și cu greu, cu toate obstacolitate, dar practic noi de cine au fost? Pentru că soțul meu dacă era ofițer, că el ține piept la toate greutățile care au fost. A cui a fost inițiativa să-i dați denumirea asta frumoasă de Casa Mare? Nu Casa Mare, deodată a fost înființat clubul Casa de Cultură Flutura. Denumirea Flutura s-a dat că satul Măgdecești tradiții, da, el se numea Flutura, da? Exact. Și așa soțul meu, el a vrut ca denumirea acestui club să fie Flutura și la ziua de azi tot Flutura se cheamă așa. Casa Mare am făcut-o noi după ce ne-am... Ați extins în... Am extins, da. Așa. Și ideea tot a fost asta. Adică noi împreună stăteam și ne gândeam ce să facem, să facem ceva... Ceea nostru, ceea neamului nostru, ceva ce nu moare niciodată. Adică toate renovările, toate vin și se duc ceea ce e al nostru, ce e drag sufletului, adică el rămâne. E totdeauna. Și astfel a venit ideea să facem o casă de festivități, Casa Mare, pentru organizarea ceremoniilor, festivităților, anunțelor. Și atât blocul Casa Mare este bloc construit de dumneavoastră? Da, din tavă. Din tavă, da. Cu piatră, așa, cu elemente tradiționale, cu... Toate care se atribuie, toate elementele care se atribuie unui neam, român. Este rentabilă afacerea dumneavoastră? N-aș spune că e rentabilă, dar încet ușor, adică ca să nu pleci undeva pești hotare să trăiești, adică să poate. Practic noi doar activăm, jumătate an lucrăm, jumătate nu, asta e. Sunt posturi, sunt care le respectă lumea și noi le respectă. Câte persoane aveți? Angajate? Da. 8 persoane. Știu că... Toată familia lucrează, practic. Noi, eu, toți copiii, tetii, ginerii, toți active în avea. Noi ne ocupăm de toată afacerea. Adică... Știu că de mai multe ori, în special de ce utilizez cu Bucești, vin la dumneavoastră și le oferiți
puterea dumneavoastră pentru diverse activități. Ați putea să-mi spuneți și nu numai pentru liceu. Da, și pentru liceu, și primăria satului Mândecești organizează diferite mai 8 martie, 1 anului, adică raionul, Consiliul Raional tot organizează. Anul nou tot se petrece în Casa Mare. 8 martie, ziua profesorului. Ziua profesorului, balul de absolvire, toate manifestările, adică se petrec. Și oferiți sala gratis. Gratis. Da. Sala se oferă gratis. La toate manifestările care se petrec, adică din partea colectivului pedagogic, școlare, adică tot absolut se petrece gratis. Știm despre tragedia familiei dumneavoastră și am vrea să aflăm cum vă isprăviți, adică de una singură acum. E greu, dar mi se pare că totuși dacă soțul meu a plecat, adică au rămas copiii care adică sunt educați și au putere. Și eu, practic, am fost educată. Trăind cu așa un om puternic, adică vrei, nu vrei, adică te mă lipsești puterea lui. Și existeam încet și copilaș, alăturea. Practic, parcă îi simțim și